Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Sunt Elvira Gheorghiță și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Prețuiește Sănătatea. Ne aflăm de această dată în Spitalul Clinic de Psihiatrie Alexandru Oblegea din București. Am venit aici, unde este cel mai mare spital de profil din România, dar și din sud-estul Europei, pentru că în ultima perioadă, dar de fapt nu în ultima perioadă, pot spune că în ultimii ani, numărul suferințelor este din ce în ce mai mare. Este mai mare pentru că am trăit izolați, este mai mare pentru că ne-a năpădit frica și nu am reușit să scăpăm ușor de ea. De această dată însă vom discuta despre o suferință intitulată tulburare bipolară. De fapt, este așa, în termeni mai puțin științifici, trecerea de la o stare de bucurie, de fericire, la alta depresivă. Dar nu așa dintr-o dată, cum ne-am gândit, n-o să sărim acum pe oamenii care sunt când veseli, când triști. Dar despre această suferință ne va vorbi foarte mult astăzi domnul doctor Bogdan Patrichi. Este medic psihiatru, este șef de secție, secția 9, din cadrul Spitalului Clinic Profesor Dr. Alexandru Oblegea din București. Domnule doctor, mă bucur tare mult să ne revedem astăzi. Bine ați revenit în secția numărul 9 a Spitalului Alexandru Oblegea, după 4 ani. Acum 4 ani, ultima discuție a fost pe o temă, să spun, tot afectivă, adică tot despre o tulburare a dispoziției, o tulburare afectivă am vorbit, și anume despre depresie. Astăzi, conform propunerii dumneavoastră, o să vorbim despre tulburarea afectivă bipolară. Da, este mai puțin cunoscută. Este un termen pe care medicii îl folosesc la dumneavoastră destul de des, dar oamenii mai puțin. Iată de ce aș vrea să încep chiar prin a explica pe înțelesul tuturor ce înseamnă, domnule doctor, această tulburare bipolară. Ce avem, doi poli? Se duce de la un pol la altul, de sus în jos? Cum se explică? Da, se poate spune că există o migrare a stării afective, așa cum am spus, a stării de dispoziție către un pol și apoi către celălalt. Dacă considerăm că normalitatea este undeva la nivelul mării, bineînțeles că marea nu este perfect lină, ci are anumite unduiele, adică sunt permise anumite oscilații, fac parte din normalitate aceste oscilații. Ei bine, în cazul tulburării afective bipolare, aceste oscilații sunt foarte ample. Atât de ample încât în cele din urmă, din cauza stărilor proaste pe care le are pacientul și pe care o să le detaliem imediat, funcționarea lui, toată viața lui până la urmă, cel puțin pentru o perioadă de timp, este dată peste cap. Așadar, o schimbare de dispoziție care poate apărea, dar care durează în timp, nu este o schimbare care poate surveni, să zic, de-a lungul unei zile sau unei săptămâni. Sunt astăzi mai veselă, dar peste câteva ore sunt tristă. Cum se descrie, de fapt, această schimbare de stare de dispoziție? Această schimbare de dispoziție, care este însoțită de simptome caracteristice fiecarei faze, adică cele două faze fiind cea depresivă și cea maniacală, deci aceste perioade durează ceva mai mult. În mod anormal, atunci când apare starea psihică proastă, starea afectivă proastă, durează mai mult. Cu alte cuvinte, sunt persistente, așa cum spunem noi. În cazurile foarte severe există și o oscilație pe o perioadă foarte, foarte scurtă de timp, dar nu o să detaliem aspectele acestea, pentru că aceste cazuri ocupă o proporție extrem de mică din totalitatea celor cu tulburare afectivă bipolară. Există cauze cunoscute, dar de cele mai multe ori necunoscute, după cum arată studiile de specialitate. Așadar, care ar putea fi totuși acele cauze care pe dumneavoastră să vă ducă spre stabilirea unui diagnostic cât mai corect în această suferință? Diagnosticul corect se pune pe baza unei convenții, astfel încât toată lumea medicală să aibă un limbaj comun. Și această convenție cuprinde niște simptome sau, cum le spunem noi, niște criterii de diagnostic pe baza cărora se pune diagnosticul. Dacă vorbim despre cauze, nu e valabil numai în cazul tulburării afective bipolare, ci în cazul majorității tulburărilor psihice există mai multe componente. Deci cauzele, factorii se împart în mai multe componente. Și anume, în primul rând, factorul genetic este arhi recunoscut,
de către toată lumea că în condițiile în care există o rudă cu tulburare afectivă bipolară, dar nu numai, poate să fie și una cu depresie, poate să fie și una cu schizofrenie, deci în condițiile în care există o rudă biologică cu o tulburare afectivă majoră, acestea fiind tulburări psihice majore, în condițiile acestea, riscul ca descendentul de cele mai multe ori să facă o tulburare bipolară pe parcursul vieții este mai mare comparativ cu riscul pe care îl au cei din populația generală. Deci ar fi acest factor de risc genetic, care ține de noi înșine, de codul nostru interior, care nu a fost descifrat, cel puțin din punctul de vedere al tulburării bipolare. Adică nu se cunoaște în prezent că ar exista vreo genă sau mai multe gene care să contribuie la apariția acestei tulburări. Sunt mai multe supoziții, sunt mai multe constatări. De fiecare dată când unul sau mai mulți cercetători descoperă una sau mai multe gene care ar putea fi responsabile de apariția tulburării afective bipolare, sunt alții care vin și contrazic și zic nu acestea sunt responsabile, ci altele. Și tot așa. Deci ar fi acest factor genetic și pe lângă acest factor genetic, foarte important, deloc de neglijat, sunt ceilalți factori de risc. Cum ar veni cei din exterior, care nu țin de noi. De exemplu, valabil nu numai în cazul tulburării afective bipolare, evenimentele de viață stresante, înțelegând prin stres nu numai o supărare, ci și o bucurie foarte mare, ne poate da peste cap atât de mult, din punct de vedere sufletesc, afectiv, încât să căpătăm o tulburare. În cazul de față, tulburarea afectivă bipolară. Sunt anumite cauze medicale, de asemenea, care pot duce la apariția unor tulburări afective din spectrul bipolar, adică anumite boli fizice care se manifestă și prin simptome de afectivitate bipolară. De asemenea, sunt anumite substanțe care consumate în mod abuziv pot duce la apariția acestor simptome. În aceste două cazuri, ale bolilor fizice și ale substanțelor, odată cu îndepărtarea celor două cauze, simptomele de tulburare afectivă bipolară, repet, în mod normal, ar trebui să se remită și să dispară. Din nefericire, nu de fiecare dată se întâmplă așa, pentru că odată cu îndepărtarea cauzei fizice sau legate de o substanță, omul respectiv rămâne cu tulburarea afectivă. Pentru că sunt mai multe stadii, sunt mai multe etape în această suferință, haideți să vedem totuși cam cum se manifestă și o explicați dumneavoastră în ce stadii se manifestă într-un anume fel și în ce stadii se manifestă în alt fel. Înainte de a vă răspunde la întrebare, aș vrea să fac o mică mențiune referitoare la prevalența acestei tulburări. Dacă e să comparăm cu schizofrenia care se situează în jurul a 1%, e bine, în cazul tulburării afective bipolare, prevalența este ceva mai mare, adică 2,5-3% în funcție de studii, în funcție de zonă. Asta înseamnă că la nivel mondial suferă de tulburare, de o formă de tulburare afectivă bipolară, aproximativ 250 de milioane de oameni. Zic formă de tulburare afectivă bipolară pentru că nu vorbim doar de o entitate diagnostică, ci vorbim de un spectru al tulburării afective bipolare, din care fac parte mai multe entități. În principiu, tulburarea afectivă bipolară se manifestă, așa cum am spus, prin variații suficient de ample încât să se depărteze de acea normalitate care permite oscilații ceva mai mici. Dacă vorbim despre oscilațiile în jos sau, să le spunem, căderi, apar episoadele depresive care se manifestă prin tristețe, lipsă de chef, scăderea energiei, idei cu conținut depresiv, le spunem noi, de vinovăție, de incurabilitate, de incapacitate. Omul gândește despre el că este vinovat, că este neputincios, că nu mai poate face față obligațiilor de zi cu zi. Tulburări ale somnului, care pot fi fie somnolență excesivă, somn excesiv, fie insomnie, tulburări ale apetitului, ori poate fi capricios, ori crește în intensitate, ori scade în intensitate, greutatea variind în funcție de apetit.
Astea ar fi mare simptomele principale ale depresiei. Ceea ce ne interesează în cazul tulburării afective bipolare sunt nu numai acestea, ci și cele care sunt caracteristice episodului maniacal. Tot ce v-am spus mai devreme despre simptomele de depresie în cazul episoadele maniacale sunt exact pe dos. Adică omul are mai multă energie, are o foarte bună părere despre el însuși, doarme foarte puțin și în condițiile în care nu se odihnește, resimte energia la același nivel și de cele mai multe ori în creștere. Apetitul alimentar îi scade foarte mult, ajungând să nu mai mănânce nimic. Are multe gânduri care îi aleargă prin minte, are planuri mărețe, vorbește foarte mult, este agitat, dar și are un comportament care este îndreptat către a face lucruri, dar nefiind productiv. Deci tot ce apare, toate simptomele care apar în episodul maniacal sunt opuse celor din depresie. Simptomele din episodul maniacal sau expansiv sunt mai puțin înțelese de oameni. Sigur, în e general. Greu să înțelegi o persoană care este volubilă, care are planuri mari. Sigur, dacă le urmărești corect. Pe termen lung, poate te gândești că, uite, a avut planuri, dar nu le-a realizat, dar nu că corect. Are o suferință. Simptomele de manie sunt mai puțin înțelese de oamenii de rând sau de populația generală, pentru că puțin experimentează astfel de stări. În vreme ce simptomele de depresie sunt înțelese, conștientizate de foarte mulți, pentru că majoritatea oamenilor, la un moment dat, le resimt, fără să fie diagnosticabil în acel moment cu un episod depresiv. Dar pentru perioade scurte de timp, ca reacție la un eveniment neplăcut, ca reacție la un stres, ca reacție la oboseală, oamenii știu ce înseamnă tristețea, oamenii știu ce înseamnă lipsa de chef, știu ce înseamnă să le devină apetitul capricios, știu ce înseamnă să nu doarmă, în vreme ce nu înțeleg foarte mult ce înseamnă să am energie fără să dorm. Și asta este posibil să se întâmple zile în șir. Da, asta vreau, aici vreau să ne oprim puțin, pentru că, așa cum ați spus, este mai greu de înțeles și totodată este foarte interesant fenomenul. Până la urmă, organismul, deși are o energie foarte bună, primește o energie bună, pentru că fiind vesel, cred că și plin de entuziasm și de forță, nu e ceva rău. De fapt, răul vine din faptul că, nedormind, organismul slăbește și probabil că la un moment dat clachează. Pentru că cât poți să mergi fără benzină? O perioadă. Până corect. Când nu se mai poate, oricât ai încerca să mergi mai departe, nu se poate. Cred că același lucru se întâmplă și în cazul organismului, dar există anumite manifestări, de exemplu, ați spus proiecte pe care le ai în gând, dar pe care le expui, dar nu le finalizezi. Există o mania grandorii, acești oameni secret, cei mai importanți sau chiar au ceva care îi ajută să se considere foarte importanți în viață, îi ajută ceva și din viața cotidiană, atunci când ei se cred foarte buni, puternici, mari, neputând fi învinși de nimeni, bunii cu pământului, cum s-ar spune în limbaj popular. Înainte să vă răspund la întrebare, aș vrea să fac câteva precizări pentru ca telespectatorii noștri să nu considere că ar exista intenția, dorința de a supra-diagnostica tulburarea afectivă bipolară. În primul rând, sunt niște oameni care din fire radiază optimism, care din fire sunt mai veseli, mai bine dispuși, au mai multă energie. Da? Nu este cazul lor de a încadra în spectrul tulburării afective bipolare. Foarte bine, trebuie să menționăm corect, acest lucru. Corect. Nu vreau cu telespectatorii, aș vrea să rămână cu cât mai puține îndoieli, cu cât mai puține întrebări. M-ar bucura ca odată ce emisiunea va apărea să apară întrebări la care să răspund și la sigur. Care să putem răspunde. De asemenea, așa cum spuneam mai devreme, există reactivitate a oamenilor, o reactivitate normală. În momentul în care se întâmplă lucruri neplăcute, ne întristăm,
ne prost dispunem, în momentul în care se întâmplă lucruri bune, dimpotrivă ne bine dispunem. Este o reacție cât se poate de normală. Încă o dată, nu încadrăm în spectrul bipolar aceste reacții. Noi vorbim acum despre niște oscilații și insist cu lucrul ăsta, niște oscilații mult mai ample decât cele normale. Fiecare om are o anumită amplitudine a oscilațiilor. Îi sunt tipice. Da? Unii mai mici, altele ceva mai ample. Noi vorbim acum de niște oscilații care, cum spuneam mai devreme, îi dau viața omului peste cap, astfel încât nu reușește să-și mai ducă la îndeplinire obligațiile pe care le are, cum socotim noi, cum evaluăm noi fiecare pacient în parte, din punct de vedere familial, profesional și social. Am văzut că, din nefericire, această boală apare, are un debut destul de timpuriu. Poate afecta copiii, dar și adultul tânăr, cu un debut pe la 25 de ani. Există ceva anume care ar putea declanșa, exceptând factorul genetic despre care am vorbit, ar putea declanșa această boală tocmai atunci când ești mai plin de viață? Majoritatea cazurilor debutează în intervalul de vârstă 15-35. Unele dintre cazurile cu tulburare afectivă bipolară debutează cu un episod depresiv, și aici vreau să fac o mențiune, cu un episod depresiv, altele debutează direct cu un episod maniacal. În condițiile în care se prezintă în fața unui medic psihiatru un pacient cu depresie, mai ales în condițiile în care există niște motive să ne îndoim de acuratețea depresiei, de un diagnostic foarte, foarte limpede de depresie, și mă refer aici la diverse lucruri atipice depresiei, atunci trebuie să ne punem întrebarea, nu cumva omul acesta are o tulburare afectivă bipolară, și în felul acesta să săpăm mai mult în istoricul lui pentru a vedea dacă nu cumva până în acel moment a existat un episod expansiv sau maniacal nediagnosticat. Pentru că aceste episoade expansive, și revin la spectrul bipolar, aceste episoade expansive sau maniacale, în funcție de amplitudine, pot fi, așa cum am zis, maniacale sau hipomaniacale. De cele mai multe ori, oamenii care au episoade maniacale ajung să se interneze, în vreme ce puțin dintre cei cu episoade hipomaniacale, adică simptome de manie ceva mai reduse ca intensitate, puțin dintre aceștia ajung să se interneze. Așadar, debutul acesta timpuriu este până la urmă o provocare, să zic, în specialitatea dumneavoastră, gândindu-vă că este un copil de 15 ani pe care îl consideri vioi sau trist, lejer. Se poate întâmpla la 15 ani să fii și vesel și trist și să nu te gândești neapărat la o suferință la 15 ani. Cred că pentru dumneavoastră e o provocare, la asta mă gândesc. În momentul în care ajung copii până la urmă cu această suferință, cât de dificil e să puneți un diagnostic? Eu cred că fiecare diagnostic în parte este dificil de pus. Și până la urmă asta este meseria noastră, de a pune diagnosticul. Diagnosticul este pus doar de către un medic psihiatru. Dacă un psiholog sau un psihoterapeut sau alt medic de altă specialitate are noțiuni de psihiatrie, și majoritatea covârșitoare a lor le au, trimit pacientul respectiv la medicul psihiatru pentru a le pune diagnosticul corect. Dar revenind, cu cât, și asta e valabil nu numai în cazul tulburării afective bipolare, ci în cazul tuturor tulburărilor psihiatrice în general și bolilor pe care le tratează medicina, deci cu cât o boală debutează mai timpuriu, cu atât prognosticul este mai prost. Ar putea cei din jur, domnule doctor, să sesizeze ceva anormal în comportamentul unui tânăr care are o astfel de atitudine? Există niște semnale de alarmă pe care oricare dintre noi ar trebui să știm să le identificăm, astfel încât să putem da sfatul minunat: mergi la medic.
categoric are loc o schimbare drastică a comportamentului și o apariție a stărilor despre care vorbeam puțin mai devreme, odată cu debutul episodului hipomaniacal sau maniacal. De cele mai multe ori, în marea majoritate a cazurilor, cei care experimentează astfel de stări pentru prima oară nu le conștientizează. Așa cum spuneam, este ușor de conștientizat depresia, dar foarte greu de conștientizat episodul euforic. Ce au oamenii ăștia cu mine? De ce îmi spun că sunt normal? Pentru că cei din jur văd imediat, prietenii, membrii familiei, colegii de serviciu văd imediat că s-a întâmplat ceva, că ceva este anormal. Este ceva persistent care nu e explicat de absolut nimic, aparent cel puțin. Nici o veste bună nu există care, într-un fel, să lege atitudinea lor de un eveniment anume. Adică sunt euforic, sigur că după examen sunt euforic, dar... Sunt, într-adevăr, dar sunt pentru o perioadă de timp scurtă, pentru o perioadă de timp limitată și eu continui să fiu același om care eram înainte în sensul de a funcționa la fel. Da. Nu există ceva care să atragă atenția tuturor celor din jur. Și spuneam că nu conștientizez în momentul în care am cel puțin un prim episod expansiv, gândindu-mă ce au oamenii ăștia cu mine. Uite că sunt energic, n-am nevoie de odihnă, fac foarte multe lucruri, pot să mă concentrez, sunt bine dispus, îi fac pe tot să râdă. Ce au oamenii ăștia cu mine? Oricine își dorește să fie așa. Bineînțeles, oricine își dorește să fie așa. Dar până la un anumit nivel. Deci vorbim de o intensitate, o severitate a acestor stări. Odată cu trecerea timpului, odată cu apariția mai multor episoade, unii dintre pacienții cu tulburare afectivă bipolară ajung să conștientizeze că înainte de debutul propriu-zis al episodului sunt mici semnale de alarmă care apar. Sunt mici modificări cărora unii dintre ei le dau importanță, alții nu. Cei care le dau importanță au șanse foarte mari de a nu ajunge să se interneze din nou. Pentru că apelează timpuriu la ajutorul unui medic psihiatru, astfel încât episodul să fie ținut în frâu la momentul la care a ajuns la medic în acea fază. Dar cum sunt episoadele acestea pe care, cum am spus, semnalele acelea de alarmă? Ei se sizează? V-am spus că unii se sizează, alții nu. Da. La majoritatea pacienților se modifică ceva din punctul de vedere al apetitului alimentar și mai ales al somnului. Deci la majoritatea asta este primul semnal de alarmă sau ar trebui să fie un semnal de alarmă. Mai degrabă este un semnal de alarmă pentru cei care îl cunosc foarte bine pe acel om. Adică pentru rudele lui cele mai apropiate. Da, la asta mă gândeam. Mănâncă mai mult sau nu mai mănâncă? Nu mai mănâncă. Nu mai mănâncă. Începe să vorbească ceva mai mult. Devine dintr-o dată furios, cu toate că nu este caracteristic pentru el. Dintr-o dată începe să aibă niște planuri mărețe pe care nu le avea până atunci și care odată cu trecerea timpului, toată lumea, mai puțin pacientul respectiv, deci toți își dau seama că este ceva nerealizabil sau nefezabil. Și în felul acesta, ușor, ușor, din păcate, neconștientizând și solicitând ajutorul și neacceptându-l, simptomele cresc atât de mult în intensitate, încât ajung la nivelul de severitate care impune internarea. Foarte important de menționat faptul că există o suferință alimentară, de fapt, există un simptom, acesta care face legătură la alimentație, deci pierde pofta de mâncare și totodată pierde și somnul. Deci sunt două elemente esențiale pe care trebuie să le reținem, urmărind persoana respectivă. Nu să spunem că n-a mâncat azi, că n-a avut chef, nu. Pierderea poftei de mâncare este pe perioadă îndelungată. Lipsa somnului de asemenea. Mai degrabă lipsa somnului, adică se strică ceva în arhitectura somnului decât în pofta de mâncare. Adică sunt foarte mulți medici care consideră că scăderea nevoii de somn sau pierderea nevoii de somn este un simptom patognomonic, cum îi spunem noi în medicină, episodului maniacal din tulburarea afectivă bipolară. Cu alte cuvinte, este întâlnită doar în acest episod. Adică omul nu doarme
și nu ar dormi, nu are nevoie să doarmă. În vreme ce, dacă vorbim despre depresie, omul nu doarme, dar ar dormi și nu poate să doarmă. Chiar vroiam să vă rog să faceți la un moment dat diferența între depresie și boala afectivă bipolară, pentru că este o graniță extrem de subțire. Cred că numai dumneavoastră puteți într-adevăr să identificați diferența între ele. Totuși, așa cum ați spus, ați făcut o mențiune, ce ar mai fi, ce ar mai face diferența între depresie și tulburarea afectivă bipolară? În cadrul tulburării afective bipolare, episoadele care apar sunt nu numai de tip maniacal sau expansiv, ci și depresive. Episoadele depresive din tulburarea afectivă bipolară, în marea lor majoritate, se manifestă asemenea episoadelor depresive din depresia majoră, din depresia recurentă în sine, unde apare doar acest tip de episod. Uneori este greu de făcut diferența între un episod expansiv, chiar dacă la prima vedere este o diferență între ele ca de la cer la pământ. Dar uneori este greu de făcut diferența între un episod expansiv și un episod depresiv. Pentru că nu toți depresivii sunt lenți, nu toți depresivii vorbesc încet, gândesc încet, dorm foarte mult sau au apetitul alimentar crescut. Și uneori există o suprapunere a simptomelor care ne pot induce în eroare. Și în felul ăsta, bineînțeles, să punem diagnosticul greșit, este posibil acest lucru, și în ultimă instanță să-i dăm un tratament greșit pacientului respectiv. Nu e vorba decât de atenție, de experiență, de concentrare cât mai mult pe pacient, evident apelând și la sinceritatea lui și la informațiile pe care le obținem de la cei apropiați. Până la urmă, diagnosticul îl puneți numai în baza discuțiilor. Există investigații de laborator, există analize care pot fi făcute pentru a pune un astfel de diagnostic? Există investigații de laborator, analize care sunt făcute pentru a elimina acele cauze despre care vorbeam mai devreme, cauze fizice, cauze legate de substanțe care ar putea induce simptomele de depresie, respectiv simptomele de manie, de episod maniacal. N-ar ajuta la nimic o investigație imagistică, de exemplu? Nu ne ajută la... În principiu nu ne ajută la absolut nimic. Ne poate ajuta doar în ideea în care, repet, există ceva intracranian, ceva cerebral, care ar putea să explice acele simptome. Odată cu îndepărtarea cauzei, sunt șanse foarte mari ca simptomele afective de tulburare bipolară, în cazul de față, să se remită și să nu mai apară. Domnule doctor, ați spus diagnosticul unui copil, ați spus diagnosticul unui adult tânăr, 25-3 până în 35 de ani. Spuneți-mi, vă rog, există posibilitatea, există șansa ca aceste suferințe să se oprească la un moment dat sau tulburarea va continua pe toată durata vieții în pofida medicației? Înainte de a vă răspunde la o întrebare, vreau să fac mențiune că specialitatea mea este aceea de psihiatrie adulți. Cu alte cuvinte, da. Pacienții care ajung la mine au împlinit vârsta de 18 ani. Bineînțeles că sunt pacienți care au fost diagnosticați înaintea vârstei de 18 ani. Asta s-a întâmplat la specialitatea psihiatrie pediatrică. În cadrul spitalului avem o catedră și avem niște specialiști foarte buni ai acestei specialități. Deci odată ce au împlinit 18 ani, ei trec la adulți. Bun, atunci ne oprim la cei care au împlinit deja 18 ani și peste și să ne spuneți dumneavoastră exact cam care este șansa lor la o viață normală, odată pus diagnosticul. Șansa la o viață normală este foarte mare. Chiar dacă tulburarea afectivă bipolară este, prin definiție, o tulburare cronică cu suișuri și coborâșuri, în care nu apar doar aceste oscilații de dispoziție cu simptomele aferente însoțitoare, apar și perioade de normalitate, de dispoziție normală. Cu alte cuvinte, revenind la exemplul de mai devreme, oamenii ajung la nivelul mării și își reiau oscilațiile normale. Toate lucrurile astea se întâmplă cu ajutorul tratamentului. Tratamentul este esențial în cazul tulburării afective bipolare. Cu cât severitatea
este mai mare a tulburării afective bipolare, cu atât ponderea importanței tratamentului este mai mare. Cu cât tulburarea afectivă bipolară are o severitate mai mică, pentru că sunt cazuri denumite, tot din spectrul bipolar, denumite ciclotimie, și vreau să fac această mențiune, adică acele oscilații sunt suficient de mari astfel încât să fie atipice și persistente, astfel încât să fie atipice omorului respectiv și insuficient de severe încât să se ajungă la internare, deci în cazul ciclotimiei, când apar atât oscilații în sus cât și oscilații în jos, ponderea cea mai mare importanță aparține psihoterapiei. Ar fi ideal ca pentru marea majoritate a pacienților să se îmbine cel puțin aceste două metode terapeutice. Deci tratamentul și psihoterapia. Din păcate, avem un bagaj pe care nu l-aci numi fericit și nefericit atunci când vorbim despre medicație. Oamenii sunt reticenți, sigur sunt reticenți odată la ajunge în acest spital, continuă să fie reticenți. Care este un centru de excelență, iertați-mă exact. că vă întrerup, pentru că în spitalul Alexandru Obregia se tratează, și pentru că sunt trimise cele mai grele cazuri, cel puțin din zona Bucureștiului. Este un centru de excelență, toată lumea recunoaște mai mult sau mai puțin acest lucru. Așa pentru este. Că sunt cei mai buni specialiști aici. E recunoscut la nivel național și trebuie să o spunem și la nivel internațional, atunci când făceam mențiunea că este unul dintre cele mai mari și cele mai cunoscute din sud-estul Europei, pentru că aici este o școală foarte bună, o școală de excelență, așa cum ați menționat. Totuși, mă refer în general la psihiatrie. Oamenilor le este greu să accepte ideea că ajung la psihiatru din acel moment, pentru că educația medicală, educația sanitară este deficitară. Din momentul în care le este recomandat psihiatru, au o emoție aparte. Și în condițiile în care ajung deja aici, problema este ajuns odată aici, dumneavoastră ați reușit să puneți diagnosticul, internarea, medicația administrată. Medicația era pe vremuri, discutând cu pacienți care au avut suferințe, ce au necesitat internare aici, una în care aproape nu mai erai tu. Te moleșa, te blegea, dintr-o dată erai un alt om decât acela care a funcționat până acel moment. Cum este medicația de astăzi, domnule doctor? O persoană care primește o astfel de medicație, dar nu necesită internare, poate merge la serviciu? Este o persoană activă? Are o viață normală? Sau are o viață așa de somnolență în pat, în dormitor? Obiectivul oricărui medic psihiatru este să controleze simptomele care îl aduc pe pacient în fața sa, astfel încât funcționarea lui, viața lui să se apropie cât mai mult de normalitate sau chiar să revină acolo. Iar prețul pe care îl plătește luând un tratament și ajungând acolo să fie cât mai mic cu putință, poate chiar deloc. Sau altfel spus, gratis. Să nu resimtă efectele adverse, pentru că despre asta vorbim, efectele adverse ale tratamentului. Tratamentul psihiatric, în general, ca orice alt tratament din lume pentru orice altfel de boală, și mă refer aici la bolile fizice, este posibil să fie însoțit de niște efecte adverse. Efectele adverse sunt mai rare sau mai frecvente, sunt mai ușoare sau mai grave. Eu le spun tuturor pacienților mei, în primul rând, să nu aprofundeze foarte mult efectele adverse. Este dreptul oricărui om de a citi, de exemplu, prospectul medicamentului care i-a fost recomandat, dar să încerce să nu aprofundeze acel prospect, pentru că toată lumea cunoaște, cei care citesc, cel puțin citesc efectele adverse ale tratamentului, fiindcă acolo se duc pacienții să citească, mai ales, cei care citesc aceste efecte adverse le fac. Dacă apare vreo stare neplăcută
care ar putea fi atribuită tratamentului, deci ar putea tratamentul să fie cauza acelei stări neplăcute sub forma unui efect advers, să vorbească cu medicul care i-a recomandat acel tratament. Pentru că toate lucrurile, am observat asta din experiență și toți colegii mei știu, toate stările neplăcute care apar în urma tratamentului pot fi gestionate cumva. Și sunt strategii numeroase de gestionare a acestor efecte adverse, care cel puțin să ajungă la un nivel acceptabil. Astfel încât, așa cum a zis și dumneavoastră, omul să meargă la serviciu, să-și îndeplinească toate obligațiile care țin de viața de zi cu zi, fără să fie somnolent, fără să fie sedat, fără să crească în greutate, fără să aibă alte efecte adverse. Evoluția tratamentului este spectaculoasă dacă comparăm cu ce se întâmpla în urmă cu zeci de ani. Așa cum a spus și dumneavoastră, tratamentele erau foarte agresive atunci. Acum tratamentele sunt cel puțin la fel de eficiente cu cele care erau pe vremuri, însă mult mai bine tolerate. Încă vedem la pacienții care mai trăiesc și care au făcut tratamente din acelea foarte agresive în urmă cu zeci de ani, încă mai vedem sechelele, urmele tratamentelor de atunci. O mențiune extrem de importantă. Tratamentul nu trebuie întrerupt. Odată ce a fost întrerupt, ce se întâmplă, domnule doctor? Nu este o regulă pentru absolut nimeni, pentru niciun fel de pacient. Totul se individualizează. Atât tratamentul pe care îl urmează, recomandat de medicul psihiatru, cât și igiena de viață, cât și psihoterapia pe care o face, cât și regimul igienodietetic, absolut totul se individualizează astfel încât omului respectiv să-i fie mai bine. E de preferat ca odată ce tulburarea afectivă bipolară a fost diagnosticată și mergem aici mai ales sus în partea superioară a severității spectrului bipolar, deci cu cât severitatea este mai mare, cu atât tratamentul să fie pentru o perioadă îndelungată. Îi spunem noi nedeterminat, adică nu știm, știm când a început, dar nu știm când se va termina. Ar fi benefic ca niciunui pacient, fie că are tulburare afectivă bipolară, fie că are o altă tulburare psihică, mai ales dintre cele majore, să nu îi se spună vei lua tratament 2 ani sau vei lua tratament 6 luni. Totul este văzând și făcând. Toată lumea trebuie să aibă răbdare. Și din păcate, în cea mai mare măsură, povara răbdării pică pe umerii pacientului. Dar dacă relația terapeutică cu medicul curant este bună, dacă există o comunicare în ambele sensuri, atunci nu poate să fie decât bine și această povară este mai ușor de dus. Pentru că pacientul trebuie să și întrebe. Pentru ca această relație terapeutică să fie bună, pacientul trebuie să-și întrebe medicul curant. Pentru că toți au întrebări și să-și lămurească lucrurile neclare. Neavând o cauză precisă sau existând anumite situații care pot cauza această tulburare afectivă bipolară, aș vrea să vă întreb, am putea vorbi de prevenție? Ar putea face ceva oamenii astfel încât să nu ajungă niciodată în viața lor să aibă o astfel de tulburare afectivă? Sau depresie, sau o tulburare din spectrul schizofreniei, sau o altă tulburare anxioasă. Da, să n-aibă o tulburare psihică, să n-aibă o suferință psihică. Este imposibil de făcut lucrul ăsta, dar în general vorbind, dar în mod particular, individualizat, sunt anumiți oameni cu factori de risc pentru apariția unei tulburări psihice, în cazul de față tulburări bipolare, și ceea ce se poate face este ca, în mod particular pentru ei, dar în general pentru toată lumea, așa cum am spus, să avem o viață cât mai sănătoasă, fără excese, fără abuzuri. Dacă vorbim despre abuz, vreau să fac o referire la abuzul de substanțe care este frecvent întâlnit la cei cu episoade maniacale din tulburarea bipolară. La unii dintre ei, tulburarea poate fi declanșată, chiar declanșată de consumul acestor substanțe. Și când spun substanțe, mă refer la substanțe ilicite, mă refer la chiar și la alcool. La droguri și alcool, ca să le spunem așa pe scurt. Exact.
Ele pot fi factori declanșatori. Mă gândeam... Pot fi factori declanșatori, pot fi factori de întreținere, pot fi, se pot complica tulburările afective bipolare cu consum de astfel de substanțe. Adică alcoolul în ce măsură poate influența sau poate cauza o astfel de tulburare? Poate declanșa, poate aprinde tulburarea afectivă bipolară. Da? Ea existând deja sau... Mocnind undeva. Mocnind. Și poate să fie fitilul care odată a aprins să se declanșeze episodul maniacal. Dar cum se manifestă pacientul în episoade mixte? În episoade mixte, pacientul are un amestec de simptome atât de depresie cât și de manie. Ponderea lor este mică comparativ cu a celor care au episoade expansive, maniacale și depresive. În condițiile în care apare un episod mixt, provocarea de a-i pune un diagnostic corect este cu atât mai mare. Dar episoadele acestea pot apărea în general, le luăm pe toate, cele mai grave, mai puțin grave, pot apărea cu ce frecvență? O dată pe an, o dată la 2 ani, în fiecare zi, săptămânal? Cum pot apărea? Există pacienți și eu am pacienți care au avut un episod expansiv la un moment dat pe parcursul vieții, în urmă cu câțiva ani, și acela a fost singurul episod pe care l-au avut. Din momentul acela, din momentul în care episodul a dispărut cu ajutorul tratamentului, până în prezent, s-a făcut liniște. Da? Omul a rămas la nivelul de normalitate pe care l-avea înainte. Odată cu întreruperea tratamentului după o perioadă de timp, crește riscul de apariție a unui nou episod. Fie că este episod depresiv, fie că este un episod maniacal. Situația aceasta ar fi la extrema fericită a celor cu tulburare afectivă bipolară. Da? Deci un singur episod maniacal pe parcursul vieții. La finalul ei, la finalul vieții, putem spune dacă omul respectiv s-a vindecat de tulburare afectivă bipolară. Adică a avut un singur episod care nu a reapărut ulterior. Cu sau fără tratament. Dar riscul de apariția unui episod după unui nou episod, după cum spuneam, este foarte mare. Benefic ar fi ca tratamentul încă o dată să fie individualizat și pe o perioadă de timp nestabilită dinainte. La polul opus sunt cei cu episoade foarte frecvente. Există un tip de tulburare afectivă bipolară care se numește cu ciclicitate rapidă. În situația acestuia, pe parcursul a 12 luni, apar cel puțin 4 episoade. Acesta ar fi un factor de prognostic prost pentru evoluția ulterioară a tulburării. Domnule doctor, mulțumesc tare mult! Timpul zboară de câte ori ne întâlnim cu dumneavoastră. Este un alt timp. Mulțumesc tare mult și vă rog acum să transmiteți un mesaj telespectatorilor noștri. Sigur că da. Cred că am mai vorbit pe tema aceasta, revenind la o idee pe care ați menționat-o dumneavoastră mai devreme, apropo de reticența oamenilor îndrumați către specialiștii din Spitalul Alexandru Obregia, reticența lor de a veni aici pentru că nu sunt nebun. Nebunia este asociată cu, și este un termen mai vechi care definea schizofrenia. Nu este cazul de față, cel puțin în cazul tulburării afective bipolare, nu se mai folosește acest termen. Este o mare stigmă care planează asupra acelora care apelează la ajutorul nu numai a unui psihiatru, ci și al unui psihoterapeut. Ceea ce le spun telespectatorilor noștri este să aibă o deschidere cât mai mare în condițiile în care sunt îndrumați către un specialist în psihiatrie, pentru că asta nu poate să fie decât benefic. Nu are nimeni niciun interes să trateze ceva ce nu există. Dar dacă există o suspiciune oricât de mică, dacă un medic de altă specialitate, cineva din familie observă un anumit comportament anormal și persistent la omul respectiv, dacă pacientul în sine, omul în sine simte că nu este în apele lui, să apeleze cu toată încrederea la specialiștii din Spitalul Obregia, pentru că îi vom ajuta cu certitudine.
Mulțumesc foarte mult, domnului doctor Bogdan Patrichi, pentru aceste explicații extraordinar de importante pentru noi în aceste momente tulburi. Mulțumesc tare mult! Vă mulțumesc și eu! Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori. Așadar, să dăm deoparte ideea că psihiatria este cenușăreasă sau este sperietoare, pentru că psihiatria are oameni de prestigiu care ne pot ajuta în momentele grele din viața noastră. Poate credem că vom depăși singuri un moment de depresie sau de extaz, de euforie. Așa este. Dar dacă nu reușim, atunci să apelăm la un psihiatru. Este primul pas important pe care îl facem pentru sănătatea noastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne sunteți alături și vă îndemn, nu uitați, prețuiți darul cel mai de preț dat de Dumnezeu, sănătatea.